dragi cititori, numele meu este Loredana și bine ați revenit pe canalul meu. Întrerup programul obișnuit ca să fac un, sper eu, cât mai scurt anunț. Am văzut pe canalul Ioanei, de la Ioana H, un scurt anunț despre un maraton de lectură. Acest maraton se numește hashtag cititor la maraton și va avea loc între 27 aprilie, adică începe mâine, și se termină pe 1 mai inclusiv. Care este skepsisul pentru cei care vor să participe, desigur? Trebuie să întruniți, din câte am înțeles eu din condiții, cel puțin 2 cerințe din cele 5. O să vi le prezint imediat, aveți puțină răbdare. Dacă întruniți 2 din aceste cerințe, puteți participa la tragerea la sorți pentru un premiu oferit de editura Nemira. Premiul constă într-un pachet de 5 cărți alese de ei, din câte am înțeles, dintre noutăți. Deci, wow! Ce-i drept, eu nu particip pentru cărți, dar particip ca să mai reduc din TBR-ul pe care l-am în bibliotecă, pentru că este imens, imens și nu reușesc să mai fac față. Deja au trecut 4 luni din acest an și n-am reușit să citesc mai nimic din ce am deja în bibliotecă. Așa că asta e una din acele ocazii perfecte pentru așa ceva. Mi-am ales deja cărțile, o să las în căsuța de informații de mai jos, o să las absolut toate linkurile necesare, inclusiv un link către videoclipul Ioanei, în care ea a făcut anunțul și unde am văzut eu prima dată anunțul despre acest maraton. Și da, să vă prezint și cărțile, nu? Provocarea numărul 1, să citești o carte de poezie. Nu se specifică dacă trebuie să fie în română, în engleză sau în altă limbă sau ce fel de autor, doar poezie să fie. Și m-am uitat prin bibliotecă. Știți că v-am mai spus eu că mi-a plăcut extrem de mult Șarpele din inima mea de Ofelia Prodan. Ei bine, și la ceva timp după am mai cumpărat o carte de-a ei, apărută ceva mai recent. Se numește Călăuza. Sper că reușiți să o vedeți, chiar sper, pentru că are coperta albă. Călăuza, tot așa, un volum scurtus de poezii. Dacă e cam în același stil, sigur o să-mi placă, sigur o să o devorez. Așa că, da, asta este alegerea mea pentru prima provocare. Provocarea numărul 2. O carte a unui autor român. Și aici am zis că ar fi ideal să pun mâna pe chiar o achiziție recentă. Este vorba de Câinii Diavolului de Cătălina Fometici, carte apărută la Tritonic Fantasy. Cartea asta am cumpărat-o la recomandarea cuiva de la standul Tritonic și mi s-a părut super interesantă. Este, ce-i drept, nu e un roman, este o colecție de 3 proze scurte, fantasy, despre mitul vârcolacului, sună interesant, cartea e subțirică, cred că o să meargă repede, nu prea se potrivește cu vremea de afară. Și știți că mie îmi place să citesc cărți care sunt în ton cu anotimpul, dar asta e. Poate o să-mi placă chiar și așa. Provocarea numărul 3. O carte de proză scurtă. Ei bine, aici ar intra tot Câinii Diavolului, dar pentru că cei de la jurnal de lectură, sau Carte Diem, au pus în condiții faptul că trebuie să ai câte un titlu pentru fiecare provocare, această provocare am ales să o las liberă. Adică nu are rost să comasez cerințele, pentru că ei oricum nu urmăresc acest lucru. Așa că, da, voi puteți alege ce dorește sufletelul vostru, eu nu am ales nimic la provocarea asta. Numărul 4. O carte din literatura clasică. Și ca să aleg tot așa un titlu ceva mai scurt, ceva mai ușor, m-am uitat foarte atent în bibliotecă, dar foarte atent, pentru că toate cărțile mai subțirele pe care le am sunt practic clasici moderni și nu voiam să citesc un clasic modern, voiam un clasic clasic, pentru că și așa de mult timp n-am mai pus mâna pe așa ceva. Și ce am găsit eu?
Anul trecut, când am fost la Bookfest, am făcut un pic ravagii pe la standul librăriei franceze Chiralina și mi-am adus aminte că am luat cărticica asta. Este vorba de Histoire de la Française de Montpensier de Madame de Lafayette. Ideea e că această cărticică are această proză scurtă plus încă vreo două sau trei, dacă nu mă înșel. Ei, eu sper să citesc toată cărticica. Vom vedea cum merg lucrurile. Da, este în franceză, ați ghicit. Și nu știu, n-am citit niciodată această povestire, novelă cred că este, n-am citit niciodată această novelă. Am făcut destulă literatură franceză din secolul 17 la facultate, dar asta cumva mi-a scăpat. Dacă mi-aduc bine aminte, nici nu cred că am studiat-o, am studiat parcă altceva, cred că la Française de Clèves sau ceva. Da, și asta este alegerea mea pentru o carte din literatura clasică. Iar la numărul 5, o carte SF Fantasy. La fel, m-am uitat foarte atent și singura soluție viabilă, ca să zic așa, mi s-a părut aceasta. E vorba de Mănușa de Aramă, de Holly Black și Cassandra Clare. Am citit primul volum din această serie, seria Magisterium. Mi-a plăcut foarte mult. Au fost, când a apărut primul volum, au fost niște comparații cam neinspirate, cei drept, cu Harry Potter. În afară de faptul că în prim plan sunt trei personaje, o fată și doi băieți, alta asemănare eu nu am văzut cu Harry Potter. Într-adevăr, tot Harry Potter rămâne undeva acolo sus, dar nici seria asta nu este de lepădat, serios. Deci primul volum chiar mi-a plăcut super mult. Și am zis, dacă tot îl am și pe al doilea, este o carte care se încadrează, cred că, la middle grade, adică pentru copii între 12-15 ani, maxim 15 ani. Adică... Așa că sper să meargă repede și, oricum, scrisul este mare, povestea este drăguță, captivantă, chiar este captivantă, așa că, da. Dragi cititori, sper că v-am făcut cât de cât curioși în privința acestui maraton. Mă bucur tare mult că au început să se mai organizeze și pe la noi astfel de lucruri. În afară e ceva comun, adică dacă ați auzit vreodată de Dewey's 24-hour readathon sau mai era ceva, dar nu mai știu exact ce. Mai era un maraton vara, care durează tot așa cam o săptămână. Mă rog, în afară, ideea e că e ceva foarte big. La noi, de-abia acum au început să-și ițească capul astfel de inițiative, iar eu mă bucur super mult. Mai este un maraton în desfășurare, de fapt, în luna iunie va fi valabil. Am postat și pe pagina mea de Instagram, dar o să vă las și linkul mai jos. Muzeul Literaturii din Iași organizează un maraton de lectură cu clasicii români. Așa că, ei, dacă n-ați mai pus de mult mâna pe o astfel de carte, adică de când erați la școală sau sunteți la școală, dar nu vă place, ei bine, cerințele acestui maraton sunt un pic mai diferite. Așa că puteți descoperi alți scriitori, alte stiluri, alte opere. E o ocazie perfectă. Sper că v-a plăcut acest scurt clip, care n-a ieșit chiar atât de scurt pe cât voiam eu, dar, hei, nimeni nu-i perfect. O să revin în curând cu partea a doua clipului cu cărți YA, trebuie să-l editez și da, sper să participați și voi la acest maraton. O să las pagina de Facebook a evenimentului, pentru că există un eveniment pe Facebook și puteți vedea acolo toate cerințele, chiar recomandările de cărți oferite de jurnal de lectură, ca să vă inspirați dacă nu aveți idei ce să mai citiți. Așa că, da, sper să ne vedem acolo, pe pagina evenimentului și puneți-mi în comentarii dacă aveți de gând să participați și ce cărți ați alege voi. Sunt tare curioasă. Până data viitoare, sper să aveți parte de lecturi frumoase și să ne vedem cu bine. Pa!